Dumnezeu să primească închinarea și slava pentru că o merită. El este Dumnezeul întregului pământ, Dumnezeul întregului univers. Frați și surori, vă invit să deschideți scripturile în Evanghelia după Marcu, în capitolul 4, de unde vom citi în cinstea Domnului și pentru învățătura noastră, versetele 10, 11 și 12. În cinstea Domnului vă rog să vă ridicați. Marcu, capitolul 4, versetele 10, 11 și 12. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde. VoO, le-a zis el, v-a fost dat să cunoaște staina împărăției lui Dumnezeu. Dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Pentru ca, măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă. Ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. În viața aceasta scurtă și plină de necazuri, Dumnezeu ne-a oferit harul să ne putem întâlni cu El prin credință atât în mod personal, cât și în mod public. Este adevărat că și întâlnirea publică este personală, prin faptul că noi nu ne putem închina la grămadă, chiar dacă ne închinăm împreună, fiecare se închină în dreptul lui. Chiar dacă cineva mănâncă singur acasă sau mănâncă la restaurant înconjurat de alte 200 de oameni, el tot singur mănâncă, pentru că cei 200 de oameni nu-l ajută cu nimic. Nu-i mestecă și nu-l ajută să înghită. La fel este și relația spirituală personală cu Dumnezeu. Indiferent dacă suntem singuri în mod fizic sau nu, închinarea rămâne tot un aspect absolut personal al fiecăruia. Dragi frați și surori, în această frumoasă dimineață pe care Dumnezeu ne-a dat-o o să ne bucurăm de viață, de familie, de El, Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre planul secret al lui Dumnezeu. Planul secret al lui Dumnezeu. Calitatea de fiu al lui Dumnezeu îl face pe un credincios părtaș la secretele planului divin. După cum calitatea de copil de fiu într-o familie îl face pe respectivul copil părtaș la secretele familiei. Nicol Ioana, când va trece de 10-15 ani, o să vedeți că începe să cunoască secretele familiei lui Ilie și Monica. Până atunci nu le știe nimeni, numai ei doi. Niciunul dintre noi nu vom avea vreodată dreptul ca să împărtășească cu noi secretele familiei lor. Dar a venit în familia lor un copil. Ea este acum prea mică, incapabilă din punct de vedere intelectual, ca să priceapă secretele familiei. Dar când va începe să deosebească stânga de dreapta, ei vor împărtăși cu ea secretele. Întreb eu, cu ce e mai grozavă fata lor decât eu, decât mine sau decât dumneata? Calitatea de fică a familiei îi dă dreptul să împărtășească, să primească, să știe, să cunoască secretele și planul familiei. Tot la fel, în împărăția spirituală, calitatea de copil al lui Dumnezeu îi dă unui om dreptul și libertatea să înțeleagă, să vadă, să audă și să cunoască planul lui Dumnezeu. Una dintre dovezile care confirmă calitatea de fiu este tocmai cunoașterea acestor secrete. Ce ar fi să întrebăm pe un copil care are 15-20 de ani, unde-i tatii? El să spună, nu știu. Atunci noi am pune o a doua întrebare, dar ce fel de copil ești tu în casa aceea dacă nu știi unde ți-e În mod normal, soțul știe unde este soția și copiii știu unde sunt părinții. Dacă noi nu știm unii de alții, aceasta trădează absența relației, chiar dacă ea este pretinsă. Aduceți-vă aminte ce spune Dumnezeu despre Avram. Să ascund eu oare de Avram ceea ce vreau să fac? Iată dar, Dumnezeu nu avea secrete față de Avram în ceea ce privește activitatea și lucrarea sa pe pământ între oameni. De ce Dumnezeu nu și-a permis să țină secret ce avea de gând să facă? Pentru că Dumnezeu împărtășește cu copiii săi secretele planului său. Ei înțeleg secretele planului tatălui lor pentru că au calitatea de copii, adică au aceeași esență ei sunt născuți din nou. Nu faptul că vii în adunare și asculți predica îți dă capacitatea să înțelegi auzind sau să pricepi văzând, ci doar o natură nouă, o noire duhovnicească pe care o realizează pocăința și credința personală. De aceea spuneam mai devreme și o să spun mereu și mereu, Viața noastră spirituală este absolut personală justificarea că noi nu suntem foarte pocăiți din cauza cuiva, a soției, a soțului, a copiilor sau părinților, a păstorului sau dirijorului, aceasta este o justificare de grădiniță. Noi suntem atât de pocăiți cât suntem. Și nu suntem atât de pocăiți din cauza cuiva. Suntem atât de pocăiți că atâta vrem să fim. Este adevărat că trăim într-o lume unde împrejurările ne incomodează, dar trebuie să le depășim. La fel facem și dacă cineva nu ne lasă să mâncăm. Dacă cineva nu v-ar lăsa să mâncați două săptămâni, i-ați permite lucrul acesta? Evident nu. Până la urmă v-ați lupta cu el să-l dați la o parte și să mâncați, că altfel muriți de foame. De ce lucrurile sfinte permitem altora să ne transforme în niște victime, în niște nemulțumiți, în niște mediocri, în niște nespirituali și spunem, păi eu am ajuns așa datorită lui cutare. Nu, 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 noi am ajuns așa datorită nouă. E adevărat că ne încurcă prejurările, ne încurcă oamenii, ne încurcă diavolul, ne încurcăm noi înșine, dar întotdeauna noi suntem cum suntem datorită nouă. Secretele planului lui Dumnezeu. Intenția mea cu această predică este să spun că tot ce se strică în Geneza se repară în Apocalipsa. Pământul este blestemat datorită păcatului făcut în timp ce în Apocalipsa pământul este înnoit și pe el va locui neprihănirea. De ce nu locuiește astăzi pe pământ neprihănirea? Pentru că locuim pe un pământ blestemat. Pentru că deasupra pământului în văzduh există autoritatea diavolului care a fost alungată din cer și care încearcă să perturbe relația spirituală a oamenilor de pe pământ cu Dumnezeu din cer. Și de multe ori el reușește cu mulți oameni. Primul secret al planului lui Dumnezeu pe care vreau să vi-l spun este conținut în Coloseni, capitolul 2, versetul 2, acolo unde Scriptura afirmă pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, pentru ca să fie uniți în dragoste, pentru ca să capete bogățiile plinătății de pricepere și pentru ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl care este Isus Hristos. Dumnezeu Tatăl are un secret. Acesta a fost secretul lui Dumnezeu, pe care nu l-a înțeles nici măcar diavolul. Secretul lui Dumnezeu pentru a-și duce la îndeplinire planul său cu restaurarea omului care s-a prăbușit, care a falimentat. Încă de la apariția sa pe scena lumii a fost Isus Hristos. Pentru realizarea acestui plan, Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, a făcut multe lucruri. Spre exemplu, există un principiu fondator pe care Dumnezeu l-a realizat cu Avram și cu Israel. Și principiul acesta fondator spune că Dumnezeu a fondat printr-un bărbat o națiune care a ieșit din el. Și din națiunea aceasta trebuia să iasă Hristosul. Omorârea acestei națiuni omora pe mama care trebuia să-L nască pe Hristos. Distrugerea acestei națiuni distrugea planul lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuia să inițieze un popor fondator din care una dintre femeile lui să devină născătoare de Dumnezeu. Și în Genesa, în capitolul 12, versetele 2 și 3, este acest principiu fondator care are șapte capete sau șapte puncte și spune primul, voi face din tine un neam mare. O lume întreagă de mii de ani se luptă cu acest principiu fondator, vrând să demonstreze că Israel nu este un neam mare. Doi, te voi binecuvânta. Națiunile pământului mereu și mereu vor să demonstreze că Israel nu este un popor binecuvântat. 3. Îți voi face un nume mare. Tot ceea ce își doresc în mod special țările arabe, țările atee și, în mod ciudat, unele țări creștine, din punct de vedere istoric, este să demonstreze că poporul acesta nu este binecuvântat, nu are un nume mare și, mai ales, al patrulea principiu nu este o binecuvântare. Versetul 3, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Uitați-vă la prietenii Israelului și uitați-vă la dușmanii Israelului. Sunt analfabeți? Dușmanii evreilor sunt analfabeți? Sunt săraci? Sunt teroriști? Sunt nefericiți? Trăiesc în peșteri? Merg pe măgari? Dumnezeu binecuvintează pe cine binecuvintează pe Israel și Dumnezeu blesteamă pe cine blesteamă pe Israel. Este un principiu fondator, este un principiu de bază, este un principiu pe care nu-l schimbă niciun președinte, nici măcar anticrist nu-l va schimba, nimeni niciodată, fiindcă gura Domnului a vorbit, lăudați să fie numele Domnului. Acest principiu fondator este secretul planului lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a făcut un plan în sine însuși. Și nefericiți sunt oamenii care nu cunosc planul Domnului și care se intersectează cu planul Domnului. În sensul că nu merg la pas cu planul lui Dumnezeu, ci au direcții opuse. Planul lui Dumnezeu în final înseamnă neprihănirea, dar pământul pe care omul a fost creat în grădină, în Eden, grădina era pe pământ, iar Edenul era în grădină, acolo omul a ieșuat, și din momentul acela Dumnezeu a blestemat pământul întreg. Pe pământul acesta blestemat nu poate exista neprihănirea. Neprihănirea noastră are slăbiciuni, are alunecări, are ezitări. Și fiecare dintre noi care are o minte luminată de Duhul Sfânt, are o minte transparentă și sinceră, știe lucrul acesta că este real. Ne luptăm cu lucruri absolut mărunte ne luptăm cu lucruri de genul să ne rugăm. Ce este așa mare greu să te rogi? Și totuși zilnic ne confruntăm cu tendința firii să nu ne rugăm. Și trebuie să ne luptăm pe viață și pe moarte să ne rugăm. Trebuie să ne luptăm pe viață și pe moarte să nu mințim. Trebuie să ne luptăm pe viață și pe moarte să iertăm pe frați, să iubim pe frați, să-i ajutăm pe frați. Și uneori nu reușim performanța aceasta. Niște lucruri mărunte, ne luptăm cu ele pentru că ne este greu să le facem. Nu ca și evenimente, ca și proces. Să ierți o viață întreagă este greu. Să ierți aceeași femeie, să ierți același bărbat care ți-e soție sau soț de-a lungul zecilor de ani, câți bărbați nu spun, m-am săturat! Numai Dumnezeu nu s-a săturat să ne ierte pe noi. Numai Dumnezeu nu s-a săturat să ne dea apă și aer curat. Numai Dumnezeu nu s-a săturat să ne asculte rugăciunile ziua și noaptea și să ne binecuvinteze că nu plătim nimic pentru ele. El nu se satură niciodată. Noi ne saturăm, că la altceva nu ne pricepem. Principiul fondator vorbește despre faptul că Dumnezeu a creat un pământ și, în calitate de prinț, pe pământul acela l-a așezat pe om în persoana lui Adam și pe soția lui Eva. Și oamenii aceștia au lovit în poziția pe care Dumnezeu le-a oferit-o, au lovit în Creatorul lor și în fidelitatea pe care i-o datora. S-au asociat cu diavolul, într-un lucru mic, dar suficient de mare ca să demonstreze necredința și neascultarea lor. Și atunci, tot locul acela în care au fost așezați a devenit blestemat. Și blestemat este și astăzi. Și pe pământul ăsta blestemat alergăm pentru bucata de pâine. Pe pământul ăsta blestemat uneori nu ne înțelegem cu tovarășul de viață. Pe pământul ăsta blestemat ne pleacă copiii de acasă și uneori se întorc după ani de zile, dacă se mai întorc vreodată. Pe pământul ăsta blestemat suntem implicați în accidente de circulație, în conflicte de tot felul. Pe pământul acesta blestemat suntem mințiți, strădați și puși la încercare, nedreptățiți. Pe pământul ăsta blestemat planul lui Dumnezeu este să schimbe decorul. Este un plan secret. Oamenii nu-l înțeleg, oamenii râd, pentru că planul ăsta nu poate fi înțeles decât prin credință. Planul ăsta nu poate fi înțeles decât atunci când te uiți în ochii lui Dumnezeu și îl numești tată. Planul acesta nu-l poți înțelege decât atunci când îți mulgi inima din piept și spui, da, Doamne, recunosc că mi-am bătut joc de ea, că am umplut-o cu tot felul de lucruri rute și de destrăbălări. Astăzi o pun la picioarele tale, la cruce, să o schimbi, să o înnoiești și să o faci o inimă înnoită, Doamne, prin credință și pocăință, prin credința mea și pocăința mea. Și atunci înțelegi ceea ce spune Apocalipsa, Dumnezeu va aduce un cer nou și un pământ nou. Nu va mai fi bine, nu va mai fi blestemat pământul la nou. Dumnezeu va lua blestemul din pământ. Eu nu știu dacă pământul ăsta va fi transformat sau pur și simplu va fi înlocuit. Părerea mea nu are importanță. Spun ce spune Biblia. Biblia spune că se va întâmpla, dar nu explică cum. Și uneori, Biblia, de cele mai multe ori, Biblia spune ce, dar nu de ce. Biblia spune că se va face într-un fel, dar nu spune cum se va face în mod concret. Biblia ne spune să ne căsătorim, dar nu explică cum să fie nunta. Biblia ne spune să ne binecuvântăm copiii, dar în mod concret nu explică cum să fie procedeul și lucrarea de binecuvântare. Biblia ne spune să ne botezăm, dar nu explică în mod concret cum să ne botezăm. Biblia spune să ordinăm pastori, dar nu spune în mod concret cum să-i ordinăm. Biblia spune o grămadă de lucruri, dar nu ne spune cum să le facem. Și noi avem impresia că așa cum le facem noi, e mai bine decât în orice biserică și decât în orice denominație. Și asta trădează părerea noastră înaltă despre noi. Planul secret al lui Dumnezeu este descoperit celor care văzând văd, și celor care auzind aud, și celor care ascultând înțeleg. Pentru că cei mai mulți oameni văd și nu văd. Aud și nu aud. Ascultă și nu înțeleg. Domnul spune asta, nu eu. El a spus în versetul 12: Măcar că privesc, să nu privească. Măcar că aud, să nu înțeleagă, să nu audă. Au ochi și nu văd. Au urechi și nu aud. Să stai tu în adunare, să asculți predica, să-ți vorbească Dumnezeu prin niște vase de lut ca tine. Și tu să te fudulești că eu nu-l ascult pe la și pe la. Eu nu ascult cântarea aia, că nu e cântată în gama mea și eu nu ascult poezia aia, că nu, vine, nu e din cartea lui Ioanid și eu nu ascult predica aia, că nu e predicată de un pastor musafir. Toate aceste lucruri demonstrează orbire, surzenie și o inimă împietrită, oricât ar fi de religioasă. Religiozitatea noastră nu trebuie confundată cu smerenia și cu pocăința noastră. Ceea ce trebuie să aibă poporul Domnului nu-i religiozitate, e neprihănire, că pe pământul cel nou, dimensiunea care va triumfa este neprihănirea. De aceea e nevoie de noirea pământului. Acesta este secretul planului Dumnezeu. Va aduce foc peste pământul ăsta blestemat și îl va arde și va apărea în existență un pământ nou, unde nu vor mai locui mediocritățile. Nu vor mai locui religioși, ci vor va locui doar neprihănirea. O neprihănire care se cultivă în viața asta. O neprihănire care se primește în viața aceasta. O neprihănire care se promovează în viața aceasta. O neprihănire pe care, pentru care trebuie să plătești prețul în viața aceasta. Și prețul este imens. Cât de greu este să renunți la orgoliu tău. Cât de greu este să-i lași pe alții să spună despre tine lucruri neadevărate fără ca să merg să te ceri cu ei. Cât de greu este să nu lovești cu pumnul pe cel care te lovește cu palma. Cât de greu este să fii smerit într-o lume arogantă, plină de specialiști. Toți sunt specialiști la toate. O biserică plină de dirijori, o biserică plină de specialiști de sunet, o biserică plină de pastori, o biserică plină de specialiști. Nimeni nu mai trebuie învățat, toți sunt învățați. Aceasta este aroganța pe care a produs-o psihologia umanismului. Suntem niște deștepți, suntem niște importanți, suntem niște speciali. Nu avem nevoie de nimic, știm totul. Cine să ne învețe pe noi? Cine să ne mustre pe noi? Nici copiii nu mai acceptă să fie mustrați. Că Obama mai protejează. Are o poliție întreagă și un număr de telefon la care poliția e drept în curtea ta ca să te pedepsească pentru că îți pedepsești copilul. Nu mai ai voie să-l disciplinezi, se naște disciplinat. Nu mai ai voie să-l înveți, se naște învățat. Nu mai ai voie să-l transformi într-o persoană inteligentă, instruită, echilibrată și cu simțul măsurii. Ca așa iese din pântecele mamei lui. E omul nou! Părinții sunt niște babalici, niște nepricepuți veniți din România, care nu mai au dreptul să spună nimic în fața copiilor lor. Pastorii sunt niște servitori care nu știu ce spun. Dirijorii nu mai înțeleg notele muzicale. Trăim într-o lume plină de anarhie. Nimeni nu mai are nevoie de autoritate. Pământul ăsta blestima, blestemat a stricat mintea oamenilor. Au ajuns la nebunie. Toate lucrurile vor oamenii, dar nu neprihănirea. Vor religie, vor orice, dar neprihănire nu. Și Scriptura ne spune Dumnezeu are un plan. Și planul lui Dumnezeu este următorul. Va veni într-o zi, în existența, acestor, în, în existența acestui univers, un pământ înnoit pe care va locui doar neprihănirea. Viața pe care o ai, de când ești din pântecele mamei, până când te cheamă Dumnezeu acasă, punând mâinile pe piept, nu este altceva decât o alergare personală, încurcată de șapte miliarde de oameni care spun piedică, o alergare absolut personală, ca să dobândești această neprihănire, care îți va da dreptul să locuiești etern pe noul pământ. Toate basmele din folclorul românesc vorbeau despre viață fără de moarte și bătrânețe, tinerețe fără bătrânețe. Toate acestea sunt povești, însă. Secretul nemuririi este real. Secretul nemuririi este real. Și el înseamnă șansa de a-ți pregăti viața, o viață, ca prin neprihănirea pe care o dobândești, pe care o primești și pe care o ții mai bine ca pe ochii din cap, să populezi noul pământ. Să te întâlnești cu mama credincioasă, pe care astăzi o dai exemplu să te întâlnești cu tatăl proroc sau predicator sau conducător de adunare pe care uneori îl pomenești cu admirație. Te ridici la înălțimea pocăinței mamei sau a tatălui? Viața aceasta ți este dată nu doar să schimbi mașini, nu doar să te cerți cu oamenii ca o altă opinie decât a Viața aceasta ți este dată să primești neprihănirea și să o păstrezi mai mult decât îți păstrezi ochii din cap. Organul pe care din trupul nostru pe care îl protejăm cel mai bine este ochiul. Dacă cineva se preface că ne lovește, tot timpul închidem ochii și întotdeauna ne acoperim fața. Toate celelalte părți ale corpului sunt mai dure, mai suportabile la lovituri, dar ochiul este sensibil. Neprihănirea trebuie să fie mai importantă decât lumina ochilor. Pentru că noul pământ nu va fi populat de altă categorie de oameni decât de oamenii neprihăniți. Pentru că doar neprihănirea ne va duce acolo. Dacă nu ești neprihănit, ia-ți la revedere. De fapt, dacă nu ești neprihănit, primește neprihănirea. Secretul lui Dumnezeu este Isus Hristos. Prin Isus Hristos mi s-au iertat păcatele tinereții și mi s-au iertat alunecările vieții. Lucrurile pe care le regret astăzi nu mai există pentru că El a murit pentru ca să aibă dreptul, resursele necesare să mierte păcatele acestea. Păcatele din tinerețe, din viață pe care le-ai făcut și de care te-ai pocăit, ele nu mai există înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știa că nu te poate duce în cer datorită păcatelor care le ai, mari sau mici, multe sau puține. Unul singur este suficient. Un nou stricat pune în mâncarea care ai făcut-o, așa într-o oală imensă, și toată mâncarea din oala aia cât e de mare va fi stricată. Cei un ou? Atât. Și un simplu o strică o mâncare întreagă. Un păcat, doar un păcat, strică o viață întreagă. Aici nu e vorba de intensitatea stricăciunii, ci e vorba de stricăciune. Dacă vrei să ajungi pe noul pământ, trebuie neapărat să dobândești neprihădirea. Dumnezeu a știu că nu putem ajunge acolo. În primul rând, datorită păcatului adamic în care ne-am născut fiecare dintre noi, în păcat m-a zămis mama mea. Incidența păcatului adamic devine activă la momentul conștient al vieții. Când copilul devine conștient de realitățile vieții, se activează păcatul adamic potențial. Până atunci e potențial. E acolo, dar e potențial doar. Adică nu-i nu tragi cuiul de la grenadă, e grenada acolo. Dar când copilul devine conștient, îi se trage cuiul la grenadă și dacă nu se pocăiește, merge în iad. Dacă se pocăiește, atunci devine mântuit. Dumnezeu a știut că nu putem ajunge pe noul pământ în condiția asta. De aceea El a avut un secret și secretul este Hristos. Și atunci pe acest Hristos l-a trimis pe pământ. El a venit în locul meu și l-a întrebat pe Dumnezeu ce trebuie să facă El sau ea ca să meargă pe noul pământ, să nu aibă păcat. Dar pentru păcatul care l are, ce trebuie să facă? Să moară. Îmi permit să mor în locul lui? Da. A stat pe cruce și noi am crezut că e un accident. Noi am crezut că e un proces nedrept. Noi am crezut că l-au învins romanii și evreii nu, nu l am învins nimeni, că el este Dumnezeu. El de bună voie a stat acolo. El a stat acolo în mod intenționat. Nu a fost accidental, ci intențional. El pentru asta a venit. A venit ca să-mi dea dreptul să merg pe noul pământ. Este onoarea mea să primez dreptul să populez noul pământ. Dacă am face o călătorie nu știu unde, fiecare dintre noi am vrea să mergem. Mai ales dacă ar fi gratis, dacă, nu ar fi, dacă condiția nu ne-ar depăși. Fiecare am vrea să participăm. Toți ar vrea să cânte, toți ar vrea să predice, toți ar vrea să facă câte ceva. Există oportunitate să populăm noul pământ. Eternitatea există, este reală, este dreptul nostru. Dar pentru planul ăsta Dumnezeu are secret și secretul este următorul. Iisus Hristos ne dă fiecăruia dintre noi biletul să populăm noul pământ. Isus Hristos ne dă biletul să populăm noul pământ. În momentul în care avem biletul în buzunar, se întâmplă în ființa noastră o înnoire, exact cum se va întâmpla pe pământul blestemat care va fi înnoit. Și înnoirea aceasta ne înnoiește mintea, înnoirea aceasta ne înnoiește sufletul, înnoirea aceasta ne înnoiește prioritățile, ne înnoiește obiceiurile. De dimineață, în timp ce eram aici la serviciu, mă gândeam că trebuie să mă gândesc la asta datorită poziției la care m-a chemat Dumnezeu. Mă gândeam ce ar trebui făcut pentru conceptul ăsta enervant pentru dumneavoastră, punctualitate. Știți că sunt biserici care au început să au, încep serviciul divin la nouă jumate? Ați întrebat vreodată de ce încep la nouă jumate? Vreți să auziți părerea mea? Pentru că pastorilor acelora li s-a făcut rușine să înceapă serviciul divin cu un sfert dintre membrii. Și mereu și mereu au devenit nesuferiți de la microfon spunând, fraților, noi nouă, nouă la aeroport, noi nouă, nouă la serviciu, noi nou, la spital, noi nou la biserică. Dar oamenii n-au auzit. Și atunci, pentru că au devenit din ce în ce mai puțin de la nouă, dacă pastorul vine cu un pastor musafir, cum se simte el când biserica este jumătate din cât este la ora 11? Și atunci omul a înțeles că oamenii din biserică, pastorul a înțeles că oamenii din biserică nu mai vor să înceapă serviciul la nouă și la oameni la nouă jumătate. Și o vreme au fost punctuali. Dar i-a ajuns din urmă reculul, bumerangul. Și nouă jumate a devenit o problemă ca și nouă. Și pastorul a mutat-o la 10. Și noi râdem de pastorii care au mutat serviciul la 10. Vă întreb, noi vom ajunge la decizia asta. Îmi veți spune, depinde de mine. De mine depinde. Nu mi mi-e acum aș jenă să vă spun cuvintele acestea, ba da. Dar cine să vi le spună? Oamenii ai lui Dumnezeu. Știți ce vreau să vă spun? Suntem tentați să transformăm pocăința noastră în nimic. Suntem tentați să avem o pocăință ușoară, ieftină, fără să punem... E, e, un cuvânt în limba română care mi se pare puțin indecent ca să-l rostesc aici. Fără să ne, fără să ne ostenim. Ni se pare că e problema noastră când venim la biserică. Atâta timp cât ești membru unei țări, membru unei biserici, membru unei corporații, membru unei companii, membru unei, unui, unui, serviciu, nu mai poți, nu mai e nimic problema dumitale. Uneori copilul meu îmi spune, e problema mea, tati, mă, nu e problema ta la mine acasă. Ne plac predicile care nu intră în domeniul nostru privat. Ne plac predicile care spun generalități. Însă ne simțim puțin incomodați când se vorbește și despre lucruri care au legătură cu noi. Scopul predicatorilor care fac asta nu este să ofenseze frățietatea, pentru că din orașul acesta mare al Americii, cei mai buni oameni la vremea asta sunt într-o biserică și se închină lui Dumnezeu. Oamenii ăștia nu merită să fie mustrați, dar și ei au slăbiciunile lor. Și este o dovadă de har din partea stăpânului să pună pe unul ca să îi mustre acolo unde e nevoie de mustrare. Fraților, pe noul pământ va locui doar neprihănirea. Fraților, doar neprihănirea. Nimeni nu mai va intra acolo ca pastor, Nimeni nu va mai intra acolo ca fanfarist sau corist. Nimeni nu va mai intra acolo ca dirijor sau lider la nu știu unde. Singura calitate care trebuie să o aibă oamenii care vor intra acolo este calitatea de om neprihănit. Cine nu are, indiferent ce este, nu va intra. Este secretul planului lui Dumnezeu, neprihănirea. Dobândită prin Hristos. Unde aș fi fost eu astăzi dacă nu era El? Bine, de astăzi înainte nu mai păcătuiești nici măcar o dată până la sfârșitul vieții, dar ce faci cu păcatele de când te-ai născut până astăzi? Cu astea cum ți le rezolvi? Cu cele le speli? Cu cele le elimini din viață? Că un singur păcat te duce în iad. Dacă n-ar fi venit el, el a devenit om în ciuda faptului că era Dumnezeu. Peste obrazul lui s-au cărat pum și palme, a fost lovit, a fost călcat în picioare. Și toate astea, toate, toate astea, doar pentru ca să-i dea dreptul să spună iartă-l că nu a știu ce face. Și în baza acestei afirmații, noul pământ să devine un loc unde și mie mi se deschide ușa. O viață de plâns, o viață de suferință, o viață de concurență, o viață de neajunsuri, o viață de înfruntări, de conflicte și de probleme de tot felul. Fiecare știe focul lui și povara lui. Și urmează noul pământ, ce privilegiu, ce har. Și toți oamenii sunt invitați, dar nu toți sunt primiți. Invitația nu trebuie confundată cu acceptarea. Invitația este una, acceptarea este alta. Invitația arată harul lui Dumnezeu, acceptarea arată neprihănirea noastră. Nu harul lui Dumnezeu este suficient. Harul lui Dumnezeu a fost arătat și el ne îndeamnă să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim acum, nu mâine, acum, nu ieri, în neprihănire în cumpătare și în evlavie. Dreptate, cumpătare și evlavie. Dreptatea e relația mea cu frații mei. Cumpătarea e relația mea cu mine. Nu pot să mă înfrânez de la țigări. Cumpătare. Nu pot să mă înfrânez, sunt nervos de felul meu. Cumpătare. Și evlavia este relația cu Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne conduce la asta, dar Harul lui Dumnezeu nu ne schimbă împotriva voinței noastre. Sunt oameni care aud și n-aud, Dumnezeu nu-i schimbă. Sunt oameni care văd și nu văd, Dumnezeu nu-i schimbă. Numai cine se pocăiește va fi schimbat. Și după ce s-a pocăit, numai cine urmărește neprihănirea, nu alte lucruri. Nu vreau să dau exemple drept alternat, nu vreau să dau uh, exemple alternative. Secretul lui Dumnezeu este Isus Hristos. El s-a născut ca un încercător, măcar că era împărat. El a trăit ca un sărac, măcar că era creatorul. El a murit ca un vinovat, măcar că era mântuitorul. El a învins moartea prin moarte, a călcat pe ea, a zdrobit-o, exact cum spune Genesa 3 cu 15, i-a zdrobit capul șarpelui și el a fost lovit doar la călcâi, o nimica toată, locul cel mai insensibil din trupul uman. Și toate acestea pentru mine. Uneori, bisericile sunt pline de oameni care sunt o, oricum, dar nu numai neprihăniți. Oameni bârfitori, oameni mândri, oameni urători, oameni care nu-i suportă pe frați, nu-i înghit să nu-i vadă, oameni plini de sine, aroganți, mândri, părându-li se că e normal să fie așa. Oamenii lui Dumnezeu urmează noul pământ, ăla va fi examenul nostru. Pe noul pământ nu va, nu va intra, nu va călca decât neprihănirea. Atât! Nu-L impresionează pe Dumnezeu nimic din achizițiile noastre omenești. Secretele noului pământ, secretul lui Dumnezeu este Isus Hristos. Doi, secretul lui Isus Hristos este biserica. Secretul lui Iisus Hristos este biserica. Rugați-vă totodată pentru noi ca Dumnezeu să ne, deschidă să ne deschidă ușă pentru cuvânt ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Taina aceasta e mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Taina lui Hristos este biserica. Nimeni nu și-a imaginat că o să vină Dumnezeu pe pământ și o să strângă pe lângă el un grup de anonimi 12 anonimi, de fapt 11 anonimi și un important, un, 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 om care știa să facă socotel foarte bine, dar o persoană care l-a trădat. Hristos a făcut o biserică din anonimi. Astăzi, valorile lumii nu se pocăiesc. Uitați-vă la actorii de la Hollywood, uitați-vă la sportivii de performanță care câștigă milioane de dolari într-un an. Nici unul sau aproape niciunul nu se pocăiește. Banii sunt Dumnezeul lor. Frumusețea este Dumnezeul lor, Plăcerea este Dumnezeul lor. Faima este Dumnezeul lor. Casele mari și mașinile de sute de mii de dolari sunt Dumnezeii lor. Dar neprihănirea nu este o alternativă. Biserica nu este o alternativă. Oamenii ăștia, unii dintre ei miros a transpirație. Unii n-au gumă de mestecat să o pună în gură și le miroase gura. Unii dintre ei nici nu știu să vorbească engleză. Alții nu știu să se semneze. Cum să vină deștepții acestui veac și să stea în aceeași biserică pentru o viață cu oameni ca ăștia. Ei au cluburile lor cu coniac, ei au cluburile lor cu femei goale, ei nu stau cu anonim ca noi. Ei sunt deștepți, ei conduc lumea, ei fac legi. Noi suntem anonimi, noi suntem ignoranți. Hristos a venit și din grupul acesta imens, compus din miliarde de ignoranți, i-a mântuit pe cei care au venit răspunzând chemării, veniți la mine. Și ăștia compun Biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu nu e clădirea asta, Biserica lui Dumnezeu nu este clădirea de la, din curtea Vaticanului, Biserica lui Dumnezeu suntem noi. Este taina, este secretul pe care nu l-a înțeles nimeni. Nu l-a înțeles nimeni. Nimeni nu poate să înțeleagă că taina lui Dumnezeu este Isus Hristos. Atât. Și spun, dar și eu vin la biserică ca și tine. Tu te duci la Pentecostale, eu mă duc la, or la Ortodox. Care e diferența? El nu înțelege că nu biserica Pentecostală e soluția, ci Hristos cu care trebuie să ai o relație personală și apoi identificare personală cu el. Adică să devii ca el, în priorități. Hristos n-a zâmbit, bază jocoritor, niciodată. N-a fost așa cu pieptul plin pe holuri niciodată. Hristos a fost merit, prietenos, abordabil. Calm, liniștit, respectos, politicos. Hristos a salutat când s-a întâlnit cu ucenicii. Care a fost primul lucru care l-a spus? Bună ziua! Hei, mă auziți? A fost bună ziua! Hristos a salutat! Unii dintre voi treceți pe lângă mine și pe lângă colegii mei și nu-i salutați. Hristos a spus, pace vouă, ucenicilor! Și a manifestat respectul elementar pentru o ființă umană salutând-o. America astăzi ne învață să nu salutăm, să nu respectăm. Ne băgăm capul între urechi și trecem unul pe lângă altul și nu mai spunem bună ziua. Și ne socotim inteligenți și cetățenii celei mai mari imperiu din lume. Știu că risc să vă supăr, dar scopul meu nu este să vă supăr. Nu câștig nimic să vă supăr. Nimic nu câștig să vă supăr, n-am nevoie de, de dușmani. Dar trebuie să vă spun lucrurile astea, dacă nu vi le spun eu, va veni altcineva care le va spune. Este elementar să spui bună ziua. Hristos a spus bună ziua când s-a întâlnit cu ucenicii. A spus pace vouă și apoi le-a vorbit. N-a știut ce face? Ba da, el ne spune călcați pe urmele mele, nu numai mergând în misiune și în lucrurile mici, și în lucrurile mari. Noi suntem niște exponenți ai unei societăți ateiste conduse de psihologi și ni se pare că suntem pocăiți. Oamenii ai lui Dumnezeu, dacă ne educă societatea asta și psihologi ca Freud și alți deștepți ca el, noi putem să sufocăm bisericile că nu vom avea niciodată neprihănire. Neprihănire înseamnă să-L primești și să-L pe Isus Hristos, să fii ca El în lucruri mari și în lucruri mici. Secretul lui Dumnezeu este Hristos. Și secretul lui Hristos este biserica. Îmi veți spune, eu să mă închin cu ăștia? Oameni ca ăștia? Unii sunt agramați în vorbire, fac tot felul de dezacorduri gramaticale, nu știu bine nici engleză, nici românește. Au clase puține, sunt oameni simpli, muncesc pentru nimic. Foarte multe dintre femeile noastre astăzi fac curățenie în America. În România, era umilitor să faci asta. Cresc copii altora și schimbă. În România era, era, ridicol. În România aveam valoare de sine. Oamenii ăștia, fără valoare, sunt prinți și prințese pentru marele împărat. Mulțimea lor este secretul lui Isus Hristos. Tot ce a făcut El în 33 de ani de lucru. N-a construit o casă 33 de ani. O casă n-a construit. n am îmblânzit un animal. N-a scris o carte. 33 de ani au trecut și n-a făcut nimic. Nimic! Să trăiești tu 33 de ani și să nu lași un semn sub soare? Păi eu mă gândesc, Doamne, am 48, acum, poi, mâine, păi mâine, pe piept. Ce rămâne în urma mea? El nu s-a gândit la asta. N-a construit o casă, n-a făcut un gard, N-a scris o carte, nimic. Tot ce a rămas în urma lui e doar o biserică. Dar asta e destul, pentru asta a venit. Lăudați-i fie numele. Doar o biserică. Și eu și dumneata facem parte din ea. A venit aici doar pentru atât. Să convertească 12 pescari și să-i transforme în nici de-ai lui. Ascultați-mă și nu vă supărați. Ceea ce s-a schimbat în viața acelor pescari n-a fost meseria. Li s-a schimbat caracterul. Oamenii lui Dumnezeu, mă auziți? Nu li s-a schimbat doar meseria, li s-a schimbat caracterul. Cuvintele lor au devenit cuvinte responsabile. Nu bârfe din astea ieftine. Am auzit că fratele Viorel Lozneanu s-a dus acasă în marșarier, adică cu spatele. Și mă dure pe de la nevastă și îi spun, s ce mi-a zis cu tare? Uite ce a făcut Viorel Lozneanu, domnule! o atitudine ieftină, o atitudine penibilă, ridicolă, copiloroasă. Hristos n-a făcut așa. Nu s-a ocupat cu lucruri de genul ăsta. Și cei 12 n-au mai făcut nici ei. Nu doar meseria li s-a schimbat, li s-a schimbat caracterul, li s-au schimbat valorile, li s-au schimbat prioritățile. Au fost alți oameni, oameni de care nu-ți mai era rușine, oameni care nu mai mințeau ca să prindă pește mai mult. Secretul lui Hristos este biserica. Secretul bisericii este neprihănirea. Secretul Bibliei este iertarea prin credință și pocăință. Secretul fără de legii este anticrist. Taina fără de legii este omul fără de legii. Taina lui Dumnezeu este omul lui Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu este Hristos. Taina fără de legii este anticrist. Acestea sunt cei doi exponenți ai păcatului și neprihănirii. Între aceste două lucruri se cuprind toate. Și planul fondator al lui Dumnezeu cu Israel a fost abandonat cândva în istorie. În anul 70 Dumnezeu l-a tăiat cu foarfeca. L-a întrerupt. Și până astăzi este tot întrerupt. În 1948, pe 11 mai nu s-a reluat, ci a fost o etapă doar în istoria acestui popor. Dar Titus, fiul lui Vespasian, în anul 70, a fost folosit de Dumnezeu ca să întrerupă planul fondator al lui Dumnezeu. Pentru că oamenii ăștia s-au socotit nevrednici. Știți care au fost cele două misiuni de bază ale lor? De ce Dumnezeu și-a ales o națiune? De ce a avut un plan fondator să facă o națiune și prin ei să-i câștige pe toți? Două atribute majore trebuia să aibă și pe amândouă le-au ratat. Prima, Trebuia să manifeste dragostea lui Dumnezeu și au devenit cei mai mândri, cei mai aroganți și cei mai răutăcioși. Orice persoană astăzi spune vreau să mă duc oriunde să fac curățenie, dar nu în case de evrei. Eu nu sunt un naționalist. Eu iubesc pe evrei pentru că sunt poporul lui Dumnezeu și îi voi iubi indiferent cum se comportă ei. Că nu-i treaba mea, treaba mea sunt eu. Dar vreau numai să vă spun că sunt aroganți, sunt lacomi, sunt mândri, sunt răutăcioși privesc pe toți cu dispreț, cu superioritate. Ceilalți nu sunt oameni în fața lor, sunt altceva și nu-mi permis să pronunț cuvântul. Nu spun că toți sunt așa, dar este totuși o trăsătură specifică neamului lor. Și Dumnezeu i-a trimis să iubească și nu numai că n-au iubit, dar așa de tare au fost mândri și urcioși, încât toți au fugit de ei ca de ciumă. Și un al doilea atribut a fost să devină misionarul lumii și l-au omorât pe primul misionar, pe Mesia, au ratat, au falimentat planul fundamental al lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu i-a tăiat. Și tăia sunt și astăzi, și în Romani, în capitolul 11, Scriptura spune prin Pavel, fraților, pentru ca să nu vă socoti singuri inteligenți, înțelepți, nu vreau să nu știți stai în aceasta. Secretele lui Dumnezeu, secretele planului lui Dumnezeu. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care o să țină, a început în 70 și o să țină până la intrarea numărului de plin al neamurilor. Când va fi asta? Atunci când noi vom asculta ce spune Petru. Așteptați și grăbiți. Până la intrarea numărului de plin al neamurilor. Și atunci, din nou, Dumnezeu va face o fundiță planul fun, planul. Uh, inițial pe care l-a avut cu Israel, planul fondator. Este timpul națiunilor astăzi să se pregătească pentru noul pământ. Închei spunându-vă următoarele lucruri. Oricât de aproape am zburat cu avionul undeva sau am merge cu mașina, avem fiecare dintre noi un timp de pregătire. Ne, facem, ne punem undeva într-o într gentuță mică trusa de bărbierit, ne punem acolo o cămașă de schimb, un tricou sau orice alt lucru de care avem nevoie, în funcție de locul unde mergem, de motivul și de timpul în care stăm acolo. Pentru orice deplasare cât de mică ne pregătim. Ascultați-mă, fraților, urmează dimensiunea noului pământ. Nu cu boli. Nemurirea va fi acolo plină. Nu mai murim. Nu mai îmbătrânim. Nu ne mai îmbolnăvim. Nu mai există capacitatea să plângem, să fim întristați, îndurerați. Cu inima frântă, cum suntem astăzi. Frântă pentru noi, frântă pentru familie, frântă pentru o grămadă de lucruri. Toate acestea nu vor mai fi posibile, nici măcar posibile. Nici potențial posibile, nu doar activ posibile. Și noul Pământ este în egală măsură dreptul fiecărui om care trăiește vreodată pe planeta Pământ. Și singura persoană care mă poate împiedica pe mine să fiu acolo sunt eu însumi. Ceea ce noi spunem că mă încurcă alții. Nu este adevărat, nu ne încurcă nimeni, este adevărat că ne creează dificultăți, ne fac viața grea, ne pun piedică, toate lucrurile astea sunt adevărate, dar dați-vă și voi toate silințele, opt, și uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștința și în vârf de tot este iubirea de oameni. Pe oameni ăștia dificili iubește -i. pe oameni ăștia diferiți iubește-i, pe oamenii ăștia pe care nu-i înțelegi, iubește-i. Pe oamenii ăștia pentru care dacă ți-ai permite, ai simți să spui și să le faci o grămadă de, de lucruri urâte pe care, le odată, pe care le făceai odată în lume. Dar acum ești ca el, nu mai ești ca altcineva. Acum ești ca el și el n-a făcut niciodată treburi de astea. El nu s-a ocupat cu așa ceva. Pentru că motivația este noul pământ. Cine mă va împiedica pe mine să ajung pe noul pământ? Eu sau nimeni? nu veți putea niciodată să mă împiedicați, nu voi putea niciodată să vă împiedic. Vă pot ajuta, vă pot incomoda, dar de împiedicat nu, de oprit nu. Este dreptul dumneavoastră, este dreptul fiecărui muritor să se pocăiască și să lupte în viața aceasta pentru neprihănire. Secretele planului lui Dumnezeu. În această dimineață, frați și surori, vă chem să ne rugăm. Să fie o rugăciune a fiecăruia. Nu este așa că acum când mergem acasă o să mâncăm fiecare? De ce nu spune mănâncă tu soție de data asta că eu mănânc duminica viitoare, facem cu rândul? Nu spunem asta, fiecare mănâncă în dreptul lui, fraților. Poate este ridicol, dar vreau doar ca să, să, să șochez, ca să, să, să nu fim plictisiți și în, închiși la urechi. Este absolut personală neprihănirea. Alungă orice iuțime, alungă orice mândrie, alungă orice bârfă, alungă orice obicei urât, pentru că nu vechimea în pocăință mântuiește, ci pocăința mântuiește neprihănirea mântuiește, realitatea mântuirii. Vreau să ne rugăm lui Dumnezeu și să înțelegem că El a ținut secret până la împlinirea vremii toate aceste lucruri. De 2000 de ani toate acestea sunt publice, dar oamenii râd de planul lui Dumnezeu. Îl consideră slab, îl consideră pentru copii, pentru bătrâni, pentru oameni slabi. Pentru ei nu, ei sunt oameni cu carte multă, oameni cu bani mulți, oameni care ajung sub lumina reflectoarelor. Vă chem astăzi să vă simțiți privilegiați de harul pe care vi l-a dat Dumnezeu, să vă continuați viața într-o dimensiune fără nicio problemă în nemurirea veșnică pe noul pământ. Condiția la poartă este neprihănirea. Fraților, luptați-vă pentru ea mai mult decât lumina ochilor pe care e, mai mult decât pentru lumina ochilor. Aș vrea să încheiem serviciul cu rugăciune. Vă invit să stăm în picioare și fiecare dintre noi să ne rugăm așa cum ne călăuzește Duhul Domnului care e în inima noastră.